Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu pentru cei care mă știți de mai mult. Pentru cei care mă vedeți acum pentru prima dată, îmi pare bine să vă cunosc. Sper să vă abonați și să rămâneți împreună cu mine pe acest canal cât mai mult timp. Chiar m-aș bucura să faceți asta. Dacă nu mă urmăriți deja și pe Instagram, contul meu este @cristinapreda.ro. Ar fi o reală plăcere să ne vedem, să ne auzim și acolo. Și acestea fiind spuse, vreau să trec repede la subiectul clipului de astăzi. Este un clip cu favorite. Și probabil, după cum sunteți obișnuiți deja, pentru că e un clip foarte celebru, consacrat pe YouTube, cam toate fetele care fac YouTube își prezintă lunar sau sezonier produsele preferate. Așa o să fac și eu, o să vă prezint produsele pe care le-am descoperit în ultimele, cred că de două luni n-am mai filmat un clip cu favorite. Unele din ele nu sunt terminate, așa că părerea mea este formată, în sensul că le-am folosit de câteva ori bune încât să-mi dau seama că sunt niște favorite, dar nu toate sunt terminate. Trebuie să vă arăt câteva favorite pe care le-am descoperit în cursul ultimelor două luni și care mi-au plăcut foarte, foarte mult, încât își merită locul în clipul nostru de astăzi. Și cu ce să încep? Am să încep cu cosmeticele. Hai să vedem ceva pentru păr. Primul obiect, cum să zic, articol, prima cosmetică, primul produs cosmetic despre care o să vă povestesc astăzi este această mască de păr de la Christophe Robin, mască regenerant, à l'huile rare de figue de Barbarie. Este o mască regenerantă cu Prickly Pear Seed Oil. Cred că este cactus. Sper să nu greșesc. Și am primit masca asta. Ah, ce-mi place cum miroase. În coletul de Secret Bunny de la Alexandra Andrei, dar până acum nu mi-a venit rândul să o folosesc, pentru că am avut multe altele începute și am așteptat să le consum întâi pe acelea. Dar în sfârșit i-a venit rândul și acestei măști. Am folosit-o, cred că de 3, 4 sau 5 ori. Și îmi place tare mult, îmi place foarte mult mirosul, chiar se simte un miros franțuzesc, un miros farmaceutic, un pic îmi amintește de aldehidă și chiar și borcanelul ăsta mă face să mă gândesc la un produs farmaceutic, un produs de farmacie. Vă spun sincer că în momentul în care o aplic pe păr, am citit pe ambalaj că se poate aplica chiar de la rădăcini, dar eu niciodată nu am aplicat-o pe rădăcini, pentru că de obicei când îmi aplic mască pe rădăcini mi se îngrașă mult mai tare părul, așa că am aplicat-o doar pe lungimi și pe vârfuri. Miroase tare bine. În momentul în care o aplici, nu simți ca la alte măști că îți lasă imediat părul moale. În schimb, efectul ăsta se vede după ce îți usuci părul, în momentul în care îl pierzi. Se descurcă ușor, chiar foarte ușor aș putea să spun, și peria alunecă foarte, foarte ușor printre firele de păr, deci se descurcă rapid. Nu pot spune neapărat că am observat un efect regenerant, pentru că eu nu mi-am dat-o de la rădăcină, dar îmi place cum lasă părul, deci, repet, după uscare, în momentul în care sunt în duș, nu mi se pare că l-ar lăsa cine știe ce moale, dar după uscare se simte la mână că este moale și se descurcă ușor, așa că mie îmi place și pentru mine este o favorită. Am să trec mai departe la un șampon. Este acesta de la Lorina numărul 4, pe care mi l-am cumpărat în ultima comandă. De fapt, eu am cumpărat mai multe. Am cumpărat și unul pentru stoparea căderii părului și pe acesta Silver Protect, care are violet în el, adică colorează părul violet, ceea ce neutralizează nuanțele, tonurile de galben din păr. Și cred că la mine se vede
că am șuvițe blonde și, într-adevăr, chiar le neutralizează, le elimină. Încă am postat acum, să fie 2 săptămâni, cred, o poză pe Instagram cu părul meu după ce l-am spălat cu acest șampon și am întrebat dacă se vede vreo diferență și unele dintre voi mi-ați spus că ce ți-ai făcut, ți-ai vopsit părul? Nu, nu, chiar nu am fost la vopsit, n-am mai fost de multă vreme la vopsit, cred că sunt câteva luni, doar l-am spălat cu șamponul ăsta și, într-adevăr, eliminăm tonurile de galben din păr, așa că acesta este favoritul meu dintre ultimele două pe care le-am încercat. O să-l pun aici. E un șampon care, într-adevăr, își face treaba și pentru 1 litru, că vedeți cât este de mare containerul, am plătit 60 de lei, mi se pare absolut ok și rezonabil. Hai să merg mai departe, stai să vedem dacă mai am ceva pentru păr. Nu, pentru păr nu mai am nimic, așa că o să trec la ten. Și pentru ten am una, două, trei aș zice. Și o să încep cu acest ser de la Asla Vital, Lift Instant. Este un ser tratament antirid. Îmi place în primul rând ambalajul. Ia uitați cât este de frumos, elegant și i-aș zice chiar festiv. Îmi place combinația asta de auriu și grenau ăsta, că da, cred că așa se numește grena. Îl folosesc nu chiar de foarte mult timp, aș spune probabil 2 săptămâni sau 3, însă îmi place foarte mult. Chiar se simte în momentul în care îl aplici pe ten, că îl umple așa din interior, că îl hidratează bine, îl hrănește bine și îl întinde, aș zice, deși nu am eu mari probleme cu ridurile, e adevărat, dar cred că ca să evit genul ăsta de probleme, ar fi bine să încep de acum. Am 35 de ani, deci mi se pare un moment potrivit să încep cu îngrijirea antirid, așa că acest ser este un favorit pentru mine. Este de la Farmec, un brand cu tradiție în cosmetică și gama aceasta Slavital Lift Instant este destul de cunoscută pentru performanțele bune în îngrijirea antirid. Am să încerc să vă las un link în căsuța de descriere. Eu l-am cumpărat la promoție, a fost undeva la 20-23 de lei, cred că am plătit pe el. În mod normal este mai scump, dar eu l-am găsit la prețul ăsta foarte bun. Chiar i-am făcut unboxing într-un clip anterior, cred că ultimul postat la mine pe canal, așa că o să vă las și către acel clip linkul. Dacă vă place, dacă l-ați încercat și v-a plăcut și vouă sau dacă nu v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii, dar pentru mine este un favorit. Ce mai avem pentru ten? Da. Mai avem o cremă de la Yves Rocher, Elixir Jeunesse, pe care o am tot de la Alexandra Andrei și pe care am consumat-o complet, pe care am primit-o tot în coletul de Secret Bunny. Este o cremă cu efect reparator și antipoluant, îngrijire restructurantă pentru piele normală până la mixtă și este pentru zi. Din păcate, trebuie să spun că nu am folosit foarte multe produse de la brandul ăsta Yves Rocher. Am avut câteva parfumuri, cred că ceva cremă de mâini și acum multă vreme cred că am avut și ceva, o altă cremă de față, dar dintr-o cu totul altă gamă decât asta. Și rău îmi pare, vă spun sincer, pentru că crema asta, din gama asta Elixir Jeunesse, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Avea o textură lejeră, spre lichidă, aș spune, foarte fină, intra ușor în piele. Nu știu dacă este doar impresia mea sau chiar așa este, dar fiind atât de lejeră, impresia mea, atât de până la o consistență de gel, așa, până la gel, impresia mea este că molecula este foarte, foarte mică și penetrează foarte ușor în piele. În orice caz, mi-a hidratat bine tenul, l-am simțit hidratat, hrănit și a fost perfectă pentru zi, nu mi-a lăsat film gras, a avut nivelul suficient de hidratare, pe mine m-a mulțumit pe deplin și este o favorită combinată cu terminată, deci l-am folosit până la ultima picătură și mi-a plăcut. Ultimul produs pentru buze, dar să zicem că face parte din categoria ten, este tot de la Alexandra Andrei un produs căruia i-a venit acum rândul, un balsam de buze de la Paese. Este terminat și acesta, bancă, și-au mai băgat și copiii degetele în el. Miroase foarte plăcut și are tehnologia Nano Revit,
care, mă rog, nu știu care este scopul ei, că n-am avut nicio descriere la el, dar vă spun ce efect a avut la mine. Mi-a hrănit foarte tare și mi-a hidratat foarte bine buzele. Au fost extrem, extrem, extraordinar de bine îngrijite cu balsamul ăsta de buze. Chiar mi le repara dacă le aveam un pic uscate, pac, pac, odată aplicam, că nu era nevoie de mai mult. Pur și simplu aveam impresia că în momentul în care intră în contact cu pielea, cu buzele, se, nu știu dacă chiar lichefiază e momentul, e cuvântul potrivit, dar devenea foarte subțire și penetra ușor în buze, hidratându-le foarte bine și îngrijindu-le. Chiar mi-a plăcut și își merită cu prisosință un loc printre favorite, deci este și un favorit și un terminat, așa că nota 10 pentru balsamul ăsta de buze. Și cam asta a fost cu tenul. O să trec la parfumuri, că na, sunt aici, eu aici le aplic în zona părului, a capului, deci hai să mergem la parfumuri. Două descoperiri majore am avut în ultima perioadă și foarte frumoase. De fapt, acum ar fi unul, dar nu vreau să transform clipul ăsta într-un clip despre parfumuri, așa că mă limitez la două de data asta. Primul este acest parfum arabesc pe care l-am luat în ultima comandă de la Lorina, Le Prestige Vertu. Aceasta este varianta mică de, cred că are 40-45 de mililitri și este o apă de parfum. Sticla este simpluță, este mai austeră, dar totuși este frumoasă, iar lichidul din interior, nu știu dacă vă dați foarte bine seama, dar este verde. S-ar putea să pară un pic spre albastru, dar nu. Este verde și este un parfum floral în principal. Un pic mi-ar semăna cu Narcotic Flower, dar totuși mi se pare mult, mult mai dulce, ceea ce îl face potrivit pentru perioada de iarnă. Pentru mine a fost o descoperire foarte, foarte faină și țin minte că atunci când l-am deschis, era și soacra mea la mine și l-am testat împreună, i-a plăcut și ei foarte, foarte mult și chiar am remarcat modul cum se usucă. Deci, parfumul ăsta se usucă foarte, foarte frumos. Își păstrează aroma aceea florală, dulce, zaharată. Cred că s-ar putea să aibă și ceva miere, nu știu, așa mi se pare mie. În orice caz, un super parfum. Persistă mulțumitor de mult pentru mine și nu mai țin de exact am dat pe el, dar în orice caz, nu mult. 30-40 de lei, ceva de genul. Sper să nu greșesc, o să vă las prețul afișat și o să vă las și un link și unde îl puteți găsi și nu uitați că cu codul CP10 puteți primi 10% reducere la orice comandă, la orice articol comandat de pe lorina.ro și în plus puteți folosi codul CP10 de maxim 4 ori. Deci puteți avea 4 comenzi folosind codul ăsta, pentru că știu că la un clip anterior m-a întrebat, cred că Mara, Necula Bună Mara, mi-a scris în comentarii că a folosit deja codul. Ei, se poate folosi de mai multe ori dacă doriți și chiar vă recomand să încercați varianta asta mini, dacă sunteți iubitoare de parfumuri arabești, de parfumuri dulci, de parfumuri florale, zaharate, fructate, cu siguranță vă va plăcea și nici nu e scump, adică puteți să îl testați fără să investiți prea mult. O să-l las și pe el aici și o să continuu cu un alt parfum pe care tot așa l-am luat ca să îl testez. Este o clonă a unui parfum de nișă care vă spun sincer că m-a dat pe spate. Auzisem de el de la Diana Andronic și în decursul timpului toate parfumurile pe care le-am testat la recomandarea Dianei mi-au plăcut. Ei, nici ăsta n-a făcut excepție. Este numărul 55 la Lorina, clona lui More Than Words de la Xershof. Sper că focalizează camera. Este, după părerea mea, o combinație între Erba Pura și Delina. Deci e o minunăție, nici nu vă pot spune. Ia să-l și pulverizez un pic, hai să-i dau aici. Oh, superb! Încă se simte un picuț de alcool, da? Imediat se duce. Doamne, deci este atât de fain, atât de fain. Este un dulce combinat cu proaspăt, floral, fructat, dar totuși, eu zic înspre zona aia de dulce.
Ar merge așa pe o vară mai răcoroasă, după părerea mea, cum a fost vara asta în partea ei de început când a plouat atunci, e, ăsta ar fi mers la fix atunci, dar pe vremea aia încă nu-l descoperisem și cred că ar mai merge mai degrabă la temperaturi mai scăzute. Nu m-aș duce cu el vara când e foarte, foarte cald pe caniculă, nu. L-aș prefera pentru anotimpurile astea mai reci. Merge, eu zic, de toamnă. Merge și de iarnă, primăvara la fix, după părerea mea, și deci chiar când este vreme caniculară nu se poate folosi, după părerea mea, în rest eu zic că merge oricând. În orice caz, e ceva foarte personal, un subiect foarte propriu fiecărei persoane, acesta al parfumurilor. Și ca să vă povestesc așa pe scurtă povestioară. Nu știu dacă o știți, pe Ralu face și ea parte din grupulețul nostru Vesel al Nebunaticelor. O să vă las canalul ei în căsuța cu descrieri. Ea a câștigat la mine un giveaway. Și i-am trimis, mă rog, pe lângă premiul pe care îl câștigase, i-am trimis și o mostră din Erba Pura, clona lui de la Lorina. Ea l-a încercat vara. Eu, pentru mine, Erba Pura este clar un parfum de vară, nu l-aș purta în alt anotimp. Însă ea l-a încercat vara, a zis că l-a detestat pur și simplu, după care l-a reîncercat, i-a mai dat o șansă toamna și a zis că toamna i-a plăcut la nebunie. Ca să vedeți cât de, și chiar și l-a cumpărat în full size, așa, asta ca să arăt cât de diferite sunt gusturile noastre la parfumuri și cât de diferit percepem un anumit miros, cum unele persoane îl pot iubi într-un anumit anotimp sau la o anumită temperatură, în funcție de modul cum se transformă pe pielea lor, iar altele nu, sau chiar din contră, cum a fost cazul lui Ralu. Te pup și te salut, Ralu. O descoperire superbă pentru care trebuie să-i mulțumesc Dianei. Chiar o super recomandare, nu putea să lipsească din clipul de azi. Cred că veți mai auzi despre el la iarnă sau în perioada în care o să-l port mai mult. Ok, ce mai avem? Ce mai avem? Mai avem câteva creme de mâini. Și când zic câteva, nu sunt puține deloc, sunt chiar multe. Sunt patru creme de mâini. Nu mai știu dacă v-am arătat vreunele dintre ele sau nu, chiar nu mi-amintesc. Este una cu trandafir, aceasta, de la Bulfresh Cosmetic. Am primit-o la o colaborare. Mi-a plăcut foarte mult, hidrata bine mâinile, intra repede în piele, nu lăsa film gras și mirosea foarte frumos a trandafir. Mai am o cremă de la Bioten, adică Elmi Plant, pe care am primit-o de la sora mea. Este reparatoare pentru mâini cu miere și ulei de caise. Și cât a fost de faină! La fel, mi s-a părut că avea molecula foarte mică, era o consistență, nu de gel, dar nu știu cum aș putea explica, că la atingere mi se părea că textura ei este foarte lejeră și intra repede în piele. Și pe lângă faptul că mirosea frumos a caise, hidrata și hrănea pielea mâinilor, pe care o lăsa fină și catifelată. Bravo, Elmi Plant! Chiar mi-a plăcut crema asta. Și mai am două. Una de la Alexandra Andrei. Cred că a fost sezonul în care am testat cele mai multe, sau mă rog, le-a venit rândul celor mai multe produse din coletul de Secret Bunny de la Alexandra. Încă o dată mulțumesc, Alexandra. Crema asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este o cremă de la Vaseline pentru mâini și unghii. Nu cred că v-am mai arătat-o. Sper să nu vă arăt de două ori. Am terminat-o complet. Este o cremă cu keratină și Vaseline Jelly, vaselină, care promite că întărește de 10 ori unghiile în 2 săptămâni. Nu, n-am putut aprecia dacă într-adevăr le-a întărit sau nu le-a întărit de 10 ori, dar mi-a plăcut foarte mult, pe lângă că mirosea foarte, foarte frumos. Oh, cât de fain! Un miros din acela de cosmetic, de produs cosmetic clasic, foarte plăcut. Chiar am simțit efecte la nivelul mâinilor. Eu am mari probleme cu mâinile în anotimpurile reci și crema asta m-a ajutat. Îmi pare rău că a fost atât de mică, 75 de mililitri, și am consumat-o destul de repede. Dacă vă închipuiți, dacă au ajuns 3 creme, astea toate sunt terminate, dacă au ajuns la favorite, vă închipuiți câte am folosit de fapt. Așa, și mai am o cremă cu vanilie, Warm Vanilla, de la The Body Shop, pe care am primit-o de la Ana Maria Tătucu, de pe canalul Beauty Barometer. Ea mi-a trimis mai de mult
niște produse de la Gliss pe care eu le-am încercat, niște tratamente de păr și îi mulțumesc foarte mult pentru că pe lângă acelea mi-a trimis și câteva, de fapt multe alte cosmetice, printre care și această cremă de mâini. Ah, cât de frumos miroase, de la The Body Shop. Am păstrat-o special pentru anotimpul ăsta rece și festiv de Crăciun. Vedeți că și ambalajul este la fel de festiv, uitați cât este de faină. Și mirosul este o combinație de vanilie cu scorțișoar. Este superb și pe lângă faptul că este superb, rezistă pe mâini de nu vă puteți închipui. De obicei mă dau seara cu ea și dimineața, când mă trezesc, încă îmi mai miros mâinile a prăjiturii, a vaniliei și scorțișoară. Este superbă. Nu știu dacă se mai face, nu se mai face, se mai găsește, nu se mai găsește în magazine, dar dacă o găsiți, puneți mâna pe ea că este superbisimă. Eu am avut-o în varianta asta de, nu știu câți, 30 de mililitri, da? Și o iubesc, îmi place foarte, foarte mult, mirosul superb, hrănește, hidratează bine mâinile și un miros foarte persistent și foarte festiv. Un mare favorit. Și hai să vedem ce mai avem. Trei produse. O să încep cu un gel de duș, că toți suntem la îngrijirea corpului. Este acesta de la Loris, tot de la Lorina l-am luat și pe el în ultima comandă. Este cu miros clonă după Carolina Herrera Good Girl. Și mirosul seamănă foarte, foarte bine. Nu usucă pielea, spală bine, face multă spumă, nu usucă pielea. Nici n-aș spune că o hidratează în mod special, dar nu o usucă. În orice caz, nu este o cremă, nu este o cremă de duș, este un gel de duș. Adică, pe scurt, face fix ceea ce promite. Dacă vă uitați, l-am folosit cam jumătate și uitați ce aspect perlat are. Asta înseamnă că curăță foarte bine, îmi place și ambalajul, e frumos, e festiv, gulerașul ăsta auriu, îmi place foarte mult și este deja al doilea flacon de gel de duș de la Lorina pe care îl am. Celălalt a fost cu miros clonat după Victoria's Secret Sexy Little Things, mi-a plăcut și acela, îmi place și acesta, imită chiar bine mirosul lui Carolina Herrera Good Girl și este un favorit pentru mine. Hai să-l pun și pe el aici. Două chestii mai am. Un lac de unghi sau o ojă pe care o am din Lidl, de la Sien. O ojă total nepretențioasă de 5 lei într-o culoare din aceasta nude. Nu cred că v-am mai arătat-o. Sper să nu repet. A costat 5 lei și mi-a plăcut foarte mult și culoarea este frumoasă, era și destul de rezistentă, mă rog, mai dădeam eu cu un top coat peste ea, dar pentru 5 lei eu zic că și-a făcut treaba foarte, foarte bine și e o nuanță foarte, foarte versatilă, foarte purtăreață, poți să o porți absolut oriunde, nu cred că există vreo ocazie în care să nu porți acel nude. Și ultima favorită, nici pe asta nu cred că v-am mai arătat-o, este o lumânare parfumată de la Lorina, Mood Booster. E aproape terminată, chiar numai un pic mai am pe fund și miroase foarte frumos, fructat și un pic floral, dar fructat în mod special. De aceea îi și zice Mood Booster, pentru că pur și simplu când o aprinzi te înveselește instant cu mirosul fructat. Îmi place foarte mult și recipientul și cu siguranță o să îl păstrez. Am mai reciclat eu recipiente de la lumânări și sigur o să îl reciclez și pe ăsta. Sigur copiilor o să le placă să bea din el și cred că am să mai cumpăr unul și pe altă culoare ca să fie câte unul pentru amândoi. A avut un timp îndelungat de ardere, acum nu pot să spun exact cât, pentru că am aprins-o de mai multe ori, nu știu exact câte ori am ținut-o de fiecare dată, chiar nu am ținut socoteala, dar mi-a plăcut, a mirosit bine, acum nu pot spune că a difuzat extraordinar de mult mirosul, dar suficient pentru mine. Într-o cameră, cum este acest dormitor, se simțea bine și pentru mine este o favorită. Și acestea au fost favoritele noastre pe ultimele două luni, adică octombrie și noiembrie. Sper să reușesc să public videoclipul ăsta în timp util, să-l vedeți cât de repede. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up. Dacă nu v-a plăcut clipul, dați un thumbs down. Spuneți-mi în comentarii dacă ați încercat vreunul din aceste produse. Știu că sunt multe, dar s-au adunat în mult timp. Dacă le-ați încercat și dacă v-au plăcut, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine și m-ați urmărit și astăzi și vă salut, vă pup, să ne vedem cu drag și cu bine într-un clip viitor.